trei care la sigur vă interesează pe doi, pe toți, absolut pe toți. Noi pe parcursul ultimilor ani am cerut demisia lui Timofte. Și avem motive de ce am cerut această demisie. Am venit cu mai multe argumente în acest sens. Și noi în continuare considerăm că Timofte nu trebuie să fie președinte. Dar în legătură cu situația din ultimile zile, noi considerăm că demisia lui Timofte acum ar deschide calea unioniștilor și oligarhilor la guvernare pentru 3 ani. Noi am înregistrat în luna octombrie, pe 4 octombrie, am elaborat o inițiativă de demisie a președintelui Timofte. Nu a fost susținută nici în octombrie, nici în noiembrie, nici în decembrie. De aceea vă declar că socialiștii nu vor susține inițiative de demisie a președintelui țării acum, în luna ianuarie. Parlamentul trebuie dizolvat și să mergem la alegeri parlamentare începate. Altă soluție nu există. Corabia la drugii ăștia oligarhi, numiți cum doreți. În popor știți cum îi numesc deja? Pirați. Corabia piraților, care foc tocmai majoritatea parlamentară, se duce la fund. Nu le-a mai rămas mult.